Mandatul președintelui Republicii Moldova, Nicolae Timofti, expiră astăzi după 4 ani de la depunerea jurământului de credință patriei. În cei 4 ani, șeful statului a fost obiectul criticilor, dar și al laudelor pentru cetățenii țării. Nicolae Timofti a fost ales în funcție de șef al statului în data de 16 martie 2012 în calitate de președinte compromis. Pe 23 martie, acesta a depus jurământul în calitate de președinte și comandant suprem al Forțelor Armate. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea propășirii Republicii Moldova, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a Moldovei. Pe parcursul activității sale în funcție de președinte al Republicii Moldova, Nicolae Timofti s-a recomandat în calitate de conducător mai puțin public. El a evitat să facă multe declarații de presă, ba chiar mai mult, a fost uneori supărat de insistența jurnaliștilor. Vă zic, numai la noi Republica Moldova, așa este atacat șeful statului de către presă. Încă eu am fost bun la început și v-am permis. Dar, de fapt, nicăieri nu este așa ceva. Nu răspund. Nu răspund la nicio întrebare. E vorba de siguranța națională. Știți poziția președintelui că el dă interviuri atunci când consideră necesar. M-am probleme, nu merg, gândesc în altă parte acum. Cum se face așa? Un președinte, v-am spus data trecută, nu trebuie să iasă așa întâmplător și să răspundă la oricare. Să mă scuzați, eu nu sunteți oricare, dar nu trebuie să profităm de această situație. Eu trebuie să vin pregătit. Orice cuvânt este cântărit. Păi ce dumneavoastră îl criticați, președinte, că nu așa au zis sau nu așa au citit? Mă scuzați, pe cele bune. Eu trăiesc azi cu sărbătoarea de ieri și de azi. Un alt capitol care l-a făcut cunoscut în calitate de șef al statului este cel al distincțiilor de stat. Nicolae Timofti a fost criticat pentru lista de deputați și funcționari care au fost decorați cu Ordinul Republicii, cea mai înaltă distincție a statului. Președintele a ținut tăcerea, iar mai apoi a dat o replică în versuri. Tălazul năvălească-l, vrăjmașa-i lumei ură, întunice viața în beznă de minciuni, copiii lui închidă-l în casa de nebuni, lovească-l orice mână, hulească-l orice gură, el simte cum îi crește de inimă o floare, cu atât mai luminoasă, cu cât mai mult îl doare. Ieșirea lirică a președintelui nu a fost singura. La un alt eveniment unde a fost comemorat Ștefan cel Mare și Sfânt, Nicolae Timofti și-a exprimat una din dorințele sale, să stea la sfat cu Marele Voievod. Eu, în primul rând, m-aș sfătui în perioada de astăzi ce candidat să alegem pentru funcția de prim-ministru. Și aș vrea ca calitățile lui Ștefan cel Mare să aibă candidatul care va fi propus. Din declarațiile șefului statului nu au lipsit nici bâlbele. Cea mai cunoscută dintre ele este răspunsul la întrebarea despre ziua de doliu, lipsa în Moldova în cazul incendiului de la Clubul Românesc Colectiv. De asta nu s-a hotărât, fiindcă nu avem încă, știți, nu știu ce ne avem. Dar era bine să fie, vă spun sincer. Eu când am auzit și am discutat întrebările astea, nu s-a pus întrebarea înainte. La a treia zi, astăzi, a apărut această idee și, cu regret, vă spun, era frumos, era bine. Totuși, președintele nu a evitat să dea replici dure atunci când a reprezentat țara peste hotare. El a făcut mai multe declarații critice și deschise la adresa președintelui Federației Ruse, Vladimir Putin, dar și altor oficiali ruși. Un răspuns pe potrivă, șeful statului l-a avut și atunci când a fost întrebat de ce a promulgat legea privind interzicerea simbolicii comuniste în Moldova. Уважаемый господин президент, 3 дня назад вступил в силу в Республике Молдова закон, который вводит запрет на символику Коммунистической партии Молдовы и может привести к ее запрету в случае нарушения этого закона. Вы подписали этот закон, ввели его в действие. Не кажется ли вам он недемократичным? Atunci când a venit legea pentru promulgare, m-am gândit foarte mult și mi-am pus o întrebare. Care este diferența dintre simbolica fascismului și a comunismului atunci când sub aceste semne au murit milioane de oameni?
4 ani de mandat nu au trecut în zadar pentru șeful statului. Acesta s-a făcut cu o conductă de gaz proprie în blocul în care locuiește. Rețeaua de gaz a fost trasă în blocul în care locuiește șeful statului doar pentru apartamentul acestuia. Restul locatarilor folosesc energie electrică la bucătărie. Șeful statului nu și-a trădat principiile nici în ultima zi a mandatului. El nu a făcut nicio conferință de presă sau adresare către popor în ultima zi în funcție de președinte. Chiar dacă astăzi îi expiră mandatul, Nicolae Timofti va rămâne la președinție până va fi ales un nou șef al statului, care va intra în funcție după depunerea jurământului. Potrivit prognozelor, alegerile prezidențiale ar putea avea loc în toamnă.